Mini-vacanța de 1 mai se apropie, astfel că românii se pregătesc să încingă grătarele așa cum cere tradiția. Dar ceea ce trebuie să știe aceștia este că nu pot aprinde focul oriunde. Amenzile pentru încălcarea legii sunt imense. Iată unde poți face grătar de 1 mai fără să iei amendă. Pentru mulți români, ziua de 1 mai este asociată cu un grătar alături de familie și cei dragi. Cu toate acestea, este important să știm că aprinderea focului în zone nepermise poate atrage amenzi usurătoare. Legea numărul 54 din 2012 privind desfășurarea activităților de picnic stabilește că grătarele în aer liber pot fi făcute numai în zonele special amenajate. În caz contrar, cei care nu respectă legea pot fi amendați cu sume de până la 5.000 de lei. Există două zone în care se pot organiza picnicuri după cum urmează. În zonele indicate pentru activitățile de picnic, unde sunt permise activități de picnic, dar nu și aprinderea focului. În zonele special amenajate pentru activitățile de picnic, dotate cu utilități și facilități pentru desfășurarea activităților de picnic și în care se permite aprinderea focului. În plus, atât zonele special amenajate pentru picnic, cât și cele indicate pentru asta, trebuie să fie dotate cu containere destinate colectării selective a deșeurilor, inscripționate corespunzător, precum și cu toalete ecologice. Cei care merg la picnic trebuie să arunce selectiv deșeurile în containerele inscripționate corespunzător categoriei, astfel riscă amenzi de până la 500 de lei. O altă sancțiune care îi vizează pe cei care folosesc focul deschis este amendă de până la 3.000 de lei, ce se aplică celor care aruncă țigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate. Amenzile se dau de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu, de polițiști, inclusiv cei locali, de jandarmi sau reprezentanții autorităților administrației publice locale, relatează playtech.ro.